se numește reinventarea roții nașterea. Poate fi interpretat așa ca un nonsens, dar eu cred că într-o societate cum este asta românească, în care scala valorilor nu prea se mai respectă și ne respectăm scala valorilor această societate, eu cred că ești din disoluție. Iată că eu cred că niște roți ar trebui reinventate, niște dinți de la roți ar trebui biliți ca să meargă mecanismul. Libertatea și autonomia unităților din sistemul nostru este complet. Dânsul a avut curajul să aleagă ceea ce probabil alte unități și mai marcat dimensiuni și mai complete, să spunem, ca și capacitate medicală, nu au avut curajul. Există destul de multe cupluri, femei care își doresc să aibă o naștere frumoasă, o naștere blândă, o naștere în care partea medicală se intervină cât mai puțin și sigur să fie acolo pentru a interveni fără de câte ori ar fi nevoie. Femeia trebuie informată. Eu am citit Carta Drepturilor Pacientului Europeană și acum spune că femeia trebuie informată corect, onest și complet. Suntem o țară care venim cu o istorie încărcată în ceea ce privește drepturile și experiența femeilor la naștere. Știm cu toții politica de reproducere forțată care a distrus, practic, această experiență miraculoasă a nașterii. Femeile au fost tratate timp de 5 decenii ca niște containere de produs forță de muncă viitoare pentru propășirea statului și, din acest punct de vedere, din păcate, raportarea cadrelor medicale și a instituțiilor spitalicești la femeie ca la un individ cu emoții, sentimente, decizii, senzații fizice cât se poate de reale, s-a degradat foarte mult. Ei bine, femeile din România au hotărât că trebuie să se schimbe această paradigmă, trebuie ca nașterea să redevină un eveniment pozitiv, un eveniment care să se petreacă în deplină siguranță medicală și confort. Sunt membru fondator al Asociației Mame pentru Mame, sunt educator prenatal și trainer autorizat de hypnobirthing, o metodă de naștere naturală prin autohipnoză. Ofer și suport psihoemoțional femeilor intracalii, fiind dula, și sunt mamă full-time copiilor mei, prezent și viitor, mai facem unul. Am fost cooptată în acest proiect de pionierat în România de către dr. Ionel, bineînțeles, care știind că sunt o adeptă înverșunată a nașterii naturale, alăptatului și a creșterii cât mai naturale a copiilor, a considerat oportună o colaborare în acest proiect măreț. Dula, împreună cu tatăl, se concentrează asupra aspectelor psihosociale, culturale și non-medicale, foarte important, al suportului. O dulă la naștere, practic, ce face? Recunoaște nașterea ca fiind o experiență cheie pentru mamă, pentru că ea și-o va aminti absolut toată viața. Înțelege nevoile emoționale ale femeii în travaliu, sprijină femeia și partenerul în pregătirea și urmarea planurilor pentru naștere și în alegerile informate ale mamei. De asemenea, facilitează comunicarea între femeia în travaliu, partenerul acesta și personalul medical. Maternitatea Eva aduce nou divizia de educație, fără de care un astfel de proiect nu poate să aibă loc. Un mediu ambient în unitatea medicală care să fie mult mai, care el să fie mult mai prietenos față de femeia respectivă, față de cuplu, să creeze condiții de confort în a locui la noi și pe timpul când locuiesc să-și nască. Și un colectiv de medici și de asistente care își asumă aplicarea acestor principii și le vor și respecta. Avem 14 medici, sigur de diverse specialități, obstetricieni, pediatri, neonatologi și anesteziști, care sunt incluși în acest program. Ei și l-au asumat și îl vor respecta. Și al treilea lucru, o asistență postnatală adecvată, cu expert în alăptare, care în fiecare zi lucrează cu femeia gravidă, o învață din nou, învățătura e mama reușitei. La momentul de față, o femeie care naște natural, în primul sfert de oră după naștere, primește copilul la sân și suge copilul. O femeie care a născut printr-o cezariană, în 30 de minute după operație, primește copilul la sân. E un lucru extraordinar, l-am trăit, l-am văzut și îl iubesc. Corpul feminin este perfect conceput să poată să dea naștere la un copil. Noi trebuie să lăsăm corpul să-și facă treaba. Atât timp cât ne este frică, nu facem bine, ne tensionăm corpul, ne tensionăm mușchii, iar uterul, care trebuie să fie relaxat ca să se dilate, se tensionează și atunci noi simțim durere. De aceea, la foarte multe femei,
Nașterea este acompaniată de durere, pentru că suntem tensionate, anxioase, fricoase. La hypnobirthing eliminăm frica aceea din capul nostru, pentru că am fost inoculați cu această frică. Toate așteptăm frică la naștere și durere și ceva groaznic. Eliminăm frica, eliminăm durerile și ne pregătim pentru o naștere împlinitoare, frumoasă și blândă. Gravida poate să stea pe ea și să se balanceze și asta reduce din senzația de disconfort la contracții. Poate să stea în genunchi, sprijinită cu fruntea de minge și asta iarăși dă o poziție gravitațională pentru expulzie. Sunt multe femei care nasc în această poziție. Fie că vrea să o facă pe minge, fie că vrea să o facă pe pat, susținută de acea bară de susținere, poziția gravitațională este esențială pentru o expulzie ușoară, pentru un travaliu scurt și nedureros. Din păcate, în majoritatea spitalelor se practică poziția de naștere de pe masa ginecologică, care este cea mai dureroasă și cea mai neconfortabilă poziție de naștere. Poziția cea mai bună pentru a alăpta cu succes este ca mama să aibă spatele cumva sprijinit și drept, iar copilul să fie adus la sân într-o poziție oblică. Da? Vedeți cum țin copilul, fața este în dreptul sânului, chiar deschide gurița acum. Da? Deci poziția este confortabilă. Niciodată nu îmi țin copilul pe spate ca să întoarcă capul către sân, pentru că nu este o poziție confortabilă și nouă ne-ar fi dificil să stăm așa. Da? Cât mai confortabil, copilul este susținut, iar gurița este în dreptul mamelonului. Este necesar să prindă mai mult decât mamelonul și o parte din areola pentru ca să se realizeze un suc corect. Eu pot să spun că sunt și dureri, dar am avut o echipă lângă mine care m-a ajutat cum să mi controlez durerea, ca să nu fie dureri foarte mari. În schimb, nașterea a fost foarte ușoară, un pic doare atunci când e impactul de aici și cu bebelușul, dar în rest a fost totul ok și zic că a fost și sănătos pentru mine și bebeluș. Refacerea a fost ok, la câteva secunde după ce am născut am simțit că sunt ca și nouă, nu, fără dureri, fără nimic. Eu pot să spun că aș recomanda să se nască normal și este foarte ok.